Piramida nevoilor stoice nu este altceva decât binecunoscuta piramidă a lui Maslow, dar transpusă și explicată prin conceptele filozofiei stoice. La fel cum Maslow a explicat cum apare motivația la oameni cu ajutorul piramidei sale, la fel stoicii au căutat modalități prin care să arate care este menirea oamenilor și cum pot trăi ei o viață bună, motivați de principii, valori și virtuți. Dar ce legătură are filozofia stoică cu piramida lui Maslow? Până la urmă, Maslow era psiholog, nu filozof, iar pentru a elabora teoria sa și a demonstra-o, a folosit doar studii și instrumente psihologice. Deși munca lui Maslow aparține de domeniul psihologiei, multe alte domenii au preluat teoria sa și au aplicat-o în mod practic, după necesitățile avute. Domenii precum managementul, marketingul, antreprenoriatul și așa mai departe, au folosit piramida nevoilor pentru a se dezvolta și ele la rândul lor. În continuare, trebuie să știm că această filozofie este, așa cum îmi place mie să o numesc, bunicul psihologiei moderne. Stoicii din antichitate au fost primii terapeuți ai tuturor timpurilor. Chiar dacă Maslow a identificat nevoile umane într-un mod științific, aceste lucruri au fost deja înțelese de către stoici înainte ca știința psihologică să își pună bazele. De fapt, stoicii au înțeles mult mai multe despre psihologia umană decât oricare altă filozofie. Drept consecință, multe dintre teoriile și intervențiile dovedite științific din domeniul psihologiei sunt rezultate similare cu ceea ce propuneau stoicii în urmă cu mai bine de 2 milenii. Interesant este că noi, pentru a ajunge la cunoaștere, folosim știința, dar filozofii n-aveau nevoie de ea și totuși au înțeles aspecte incredibile despre mintea și sufletul omului. Așadar, din partea mea, ei merită toată atenția. Prin urmare, vreau ca în cele ce urmează să-ți ofer câteva noi perspective de a vedea și de a utiliza piramida nevoilor stoice în viața ta. Stoicii vedeau între raționalitate și nevoile fundamentale o strânsă legătură. De fapt, pentru stoici, autoactualizarea era sinonimul cu înțelepciunea și putea fi realizată doar cu ajutorul rațiunii. Nevoia de autoactualizare este ultima din piramida nevoilor și cea mai dificil de obținut, fiind situată pe nivelul al 5-lea. Dintre toate nivelele, aceasta merită analizată în chip special, deoarece se pare că ea ascunde potențial personal și sentimentul împlinirii. Revenind la rațiune, se pare că ea era văzută de către stoici drept darul zeilor, singurul element definitoriu ființei umane care ne separă de animale și ne aseamănă divinității. Conform filozofilor stoici, folosindu-ne rațiunea, putem atinge nivele superioare dacă o punem în practică. Astfel, putem spune că nevoia de autoactualizare poate fi îndeplinită dacă respectăm următoarele principii stoice. Primul nivel este virtutea. Este destul de intuitiv că virtutea este un lucru bun, că oamenii virtuoși sunt fericiți și demni de respect. Însă stoicii merg mai departe de aceste cuvinte frumoase și ne îndeamnă să practicăm virtutea în viața de zi cu zi pentru a experienția o viață care merită trăită. Dar virtutea nu este un lucru palpabil care trebuie avut, ci ea constă în acțiunea corectă care trebuie luată și dusă la îndeplinire. Astfel, stoicismul ne propune 4 virtuți. Curajul, a cultiva acte de bravură în viața de zi cu zi. Mai simplu spus, să-ți asumi riscuri și să ieși afară din zona de confort. Cumpătarea, a lua lucrurile cu măsură în viață. Asta înseamnă că trebuie să existe o balanță în viața ta în tot ceea ce faci. Spre exemplu, este tot atât de greșit să te distrezi toată ziua și să nu muncești deloc, pe cât este de greșit să depui muncă istovitoare fără a te recompensa. Dreptatea e nevoia de a face ceea ce este corect și de a duce o viață corectă. Îndeplinirea acestei nevoi îți conferă un caracter frumos, nobil și puternic. Înțelepciunea este capacitatea de a gândi corect situațiile de viață și de a lua decizii în consecință. Epictet o numește folosirea corectă a reprezentărilor. Este apogeul rațiunii și totodată consecința unui stil de viață virtuos. Prin înțelepciune devii tot mai mult o ființă umană, în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, virtutea este calea sigură care duce către autoactualizare. În piramida nevoilor stoice, virtutea stă la bază tocmai pentru că fără ea, actele noastre vor fi împrăștiate, neconforme cu potențialul nostru.
La al doilea nivel se află lucrurile indiferente, dar preferabile. Lucrurile indiferente nu au valoare morală în sine. Prin urmare, nu duc la fericire în mod direct, însă au aplicații benefice în viața stoicului. Spre exemplu, pentru stoici, banii sunt indiferenți pentru că nu duc neapărat la fericire și la autoactualizare. Dar sunt preferabili pentru că poți face mai multe lucruri virtuoase cu ei decât fără ei. Era o vorbă care spune că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Dacă stai să te gândești, face mult sens. Stoicii știau că nu ai nevoie de bani să fii fericit, însă ai nevoie de ei pentru a face lucruri bune în viața de zi cu zi. În consecință, banii nu te vor face fericit pentru că fericirea ține de latura spiritual-emoțională a omului, iar banii sunt un bun material. Stoicul își dorește să facă bani pentru a se folosi de ei în a excela în virtuțile sale. Același principiu este valabil pentru orice bun material. Lucrurile exterioare sunt importante, dar doar când vine vorba de aspectele practice ale vieții de zi cu zi. Aceste tipuri de valori pot fi lucruri de natură emoțională, cum sunt relațiile, arta și prieteniile, de natură fizică, cum este mâncarea, băutura și locuința, ori natură intelectuală, cum este cititul, educația și scrisul. În al treilea rând, avem individul înserat în societate. Pentru stoici, a fi bun, iubitor și binevoitor erau trăsături esențiale ale celui înțelept, înțelepciunea fiind însăși autoactualizarea. Dar bunătatea nu poate fi dovedită decât atunci când este orientată către ceilalți oameni. Astfel, bunătatea este manifestată din cel mai apropiat mediul relațional, adică familia, apoi prietenii, apoi cunoscuții, și este extinsă în continuare către întreaga societate în ansamblul ei. Mai simplu spus, să fim buni începând cu cei apropiați nouă până la întreaga planetă și umanitate. Ultimul nivel de pe piramida lui Maslow este autoactualizarea, iar ea presupune ca individul să devină o personalitate, un înțelept. Însă, acest lucru nu se realizează în mod izolat, ci prin comuniunea cu ceilalți oameni. Autoactualizarea presupune a realiza potențialul, iar acest lucru produce un rezultat remarcabil care trebuie să-și găsească utilitatea în societate, adică prin a fi pus în folosul oamenilor. În consecință, nevoia stoicului va fi aceea de autorealizare și de a face bine celor din jurul său, începând de la familie și până la întreaga societate. În concluzie, deși piramida nevoilor este un construct științific, dimensiunile ei au fost înțelese cu mii de ani în urmă, înainte ca psihologia să devină știință. Prin urmare, stoicii au căutat să explice în termeni atât filozofici cât și pragmatici piramida nevoilor și să o facă accesibilă oamenilor pentru ca ei să-și îmbunătățească calitatea vieții. Iar principiile lor sunt mai valabile astăzi ca oricând. Respectându-le, nevoile noastre superioare vor fi satisfăcute și vom trăi în consecință o viață care merită trăită. Dacă vrei să afli mai multe despre piramida lui Maslow și ce anume îi motivează cu adevărat pe oameni, ai un clip în partea de sus a ecranului și ne găsim acolo. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul Semped dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.